V-a speriat când ați văzut mașina asta aici? Nu. Dacă era cineva pe stradă. Ce ai văzut? N-am văzut nimic, dar eu acum am venit. La bubuitură s-a auzit? L-am auzit din casă, da. Și? V-a speriat? Păi normal, dar am ieșit la poartă. Și aici, pe E85, să pună 50 la oră, nu 90 la oră. Se întâmplă multe accidente aici. Multe accidente, da. Și se facă și trecere de pietoni aici, că aici nu e, decât numai în centru, comune. Da, am înțeles că în același loc a mai fost un accident cu ani în urmă, o femeie care a fost înțepată de albină și exact în locul ăla a intrat. Tot în locul ăla, unde e și crucea. A, unde-i crucea? Da. Și a murit femeia atunci sau? Păi dacă vă dată ce-i crucea, a murit. Deci o zonă periculoasă aici. Zonă periculoasă că aleargă tare. O fi avut viteză băiatul ăsta? Cel puțin 150 la oră a avut. Deci s-a dat peste cap. Da, am venit la urmă aici. Așa și ce ați văzut? Ce să vezi? O fi avut viteză băiatul? A avut, normal, deci halul ăsta așa a avut. E tinerel, nu are decât 18 ani. Posibil să nu fie avut experiență, nu? Am înțeles de la vecinii dumneavoastră că aici e o zonă unde se întâmplă multe accidente. Da. Foarte multe accidente. Care e cauza? Viteză. Să aleargă tare pe aici. Mersi. Asta e. A avut viteză mare, așa? Nu pot să-mi dau seama, nu pot să aproximez viteza, dar dai seama, undeva la 90, dai seama la intrare, nu pot să-mi dau seama. Te-ai speriat când ai văzut că... Nu știu, cu vedele mașină și nevasta. Vă putea lovi, nu? Da, aia de acolo. Voastră sunteți vinovat. Eu? De ce? Da, pentru că ați trecut pe banda tu și nu v-ați asigurat. Vă acuză pe dumneavoastră acum. Nu, să depășești pe partea dreaptă, nu? Dar exact, de când se depășește pe partea dreaptă? A avut viteză mare tânărul, nu? Ia spune ce mai scrie aici. Și eu complic de accidentul care a fost. Nu pot să dau seama. De-aia am întrebat pe niște băieți din ce parte a venit, din ce disperere vine cu seara. Ce ați aflat? Că avea viteză. Șoferul e cam tinerel, posibil să nu aibă nici experiență, n-are decât 18 ani. Mulți nu au experiență, niciodată. Am decât 3 ani când m-am permis. Depinde și îngrijorările de care s-a făcut accidentul. Putea să întâmplă o nenorocire aici, nu? Zic, se putea întâmpla o nenorocire aici. Da, pe aici nu pot să zic că... Care era un stare de veneau din față, dar putea carambolul de copii. A avut baftă că a scăpat așa, după cum arată mașina. Da, da, da. Noroc.